și am ajuns la săgetător. Voi nu sunteți vizați în mod direct de această eclipsă parțială de lună, ci mai degrabă în subsidiar pentru niște decizii amânate sau greșite, da, sau neînțelese, mai bine spus, că acum știți cum e, ce e bun și ce e greșit. Fiecare reacționează ca el, înțelege ca el și atunci e clar. Dar eu le numesc greșite pentru că au efect de bumerang. Și dacă spuneam că vin din trecut, da, ele pot acum să fie ca un revers al medaliei. Ce este strălucitor, vedeți, înțelegeți și vă lăudați, vă bucurați, dar nu vedeți reversul medaliei. Și acolo lucrurile nu mai stau așa de simplu.